Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un ATV vlog. O să încercăm să urcăm prin pădure. Mică urcare, se cuplăm 4x4. Haide, bro! Flori! Flori! Prea mult noroi, mă. Te suspenzi, n-ai ce face. Dă-i. Aha, că te suspenzi. Dă-i acum tare, hai. Dă-i. Dai. Bine. Păi nu așa, mă, ține pe acolo, mă. Păi și poți să treci. Stai așa, ho. Lasă-l numai un pic. Și acum dai. Dai. Dai! S-o umplu roțile. Băi! Oho! Lasă-l un pic. Atât. Dă-i acum, hai! Dai! Mamă, ce e aici? Opa! Opa! Hai, că am ieșit mai greu un pic de acolo, dar am ieșit. Uitați-vă și voi. Cum a rămas după
Ce s-a tăiat lemne. Haideți să continuăm. Hop, hop. Am făcut o mică pauză. Opa. Băi, mă lași. Pare. Nu știam de drumul ăsta. Și ne-am plimbat prin pădurea asta o grămadă, dar traseul ăsta chiar nu-l știam. Să vedem acum unde ieșim. Ui, ce puturugă acolo. Ui, ce tare. Uite, băieții au adunat crengile, da? Uite ce frumos. Deci au tăiat, dar totuși au adunat după ei. Asta e un lucru bun. Apașa. Că e grădină, ia-o pe acolo. Să vedem unde ieșim. Aveam de gând să ieșim azi, dar oricum am ieșit târziu și totuși am zis să facem o ieșire scurtă. U, bro, dacă vă era dor de el, că ați întrebat de el, uitați-l. Cam ieși bine. Așa, și să vă zic de... Hop!
de consumul ultimei ieșiri. Că am rămas și eu puțin uimit, să zic. Am parcurs 140 de kilometri, parcă, dacă nu mă înșel. Și mi-am făcut plinul când am plecat. Am resetat kilometrajul și am avut surprinderea să ajung acasă, 140 de kilometri făcuți și mai aveam două liniuțe la benzină. Deci pot să zic că i-am scos un consum ca lumea. Ultima dată când ne-am făcut consumul a ieșit undeva 20 de litri la 100 de kilometri, dacă nu mă înșel. În fine, un plin la 100 de kilometri. Acum a ieșit mult mai bine și chiar i-am dat ca lumea. Dar eram singur pe ATV. Poate și asta contează. Nu știu câte liniuțe are de toate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liniuțe și mie mi-a rămas două. Deci am consumat 6. E bine. Sunt mulțumit de el, să știți, deci oricum nu mă interesează pe mine consumul, dar dacă tot ați întrebat, v-am explicat puțin cum am făcut să vă lămuresc puțin. Și am văzut că v-a plăcut mult ultima ieșire și o să mai facem, dacă prinde. Ce e aici? O să încerc pe săptămâna viitoare să-mi achiziționez și un set de anvelope noi. Acum am văzut că sunt mai ciudate, că sunt pe 14 și nu știu, sper să găsesc. Pe 12 am văzut că sunt o grămadă. Dar pe 14... Dă-i, bro, că acolo rămâi. Bine, bro. Mă bag și eu cu tine? Ne băgăm amândoi? Hai să le fac o poză. Ah, ce m-am încălzit.
și cam asta a fost. Cam asta a fost, fraților, pe ziua de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa.